Ne întrebăm cam de cel puțin un an și o vom face în continuare. Cine sunt favoriți în cursa pentru Cotroceni? Răspunsul pare simplu. Depinde pe cine întrebi. Da, partidele își comandă în continuu propriile sondaje, dar dacă vom compara clasamentele, observăm mari diferențe. Liberalii, de pildă, îl dau drept câștigător pe Marcel Ciolacu, urmat de propriul candidat, Nicolae Ciucă, în cel mai recent sondaj pe care l-au comandat. Iar dacă privim la USR, în turul 2 ajung Ciolacu și Gioană, iar Nicolae Ciucă ar fi pe poziția cam a șasea. Haideți să vedem pe larg. Potrivit sondajului comandat de PNL în privința intențiilor de vot la alegerile prezidențiale, Marcel Ciolacu, președinte PSD, se plasează pe locul întâi, 25% din intențiile de vot, Nicolae Ciucă locul al doilea, 16%, în timp ce Mircea Gioană, independentul Mircea Gioană, ar apărea pe locul al treilea, 14%. Liderul AUR, George Simion, Elena Lasconicea, care conduce USR, la egalitate, interesant, 13%, iar Diana Șoșoacă, președinta SOS, ar primi 11%. Kelemen Hunor a anunțat recent că intră din nou în cursa prezidențială, e poate tradiția UDMR, și e vorba despre liderul Uniunii, ar lua 3%. Ludovic Orban, Forța Dreptei, 1%. Cosmin Gușă, din nou un independent, 1%. Sondaj comandat de PNL, așadar, între 24-30 august, interviuri față în față, aceasta a fost metoda, iar eșantionul obligatoriu de pronunțat 1099 de persoană cu marja tradițională de eroare, plus minus 3%. Acum, în cercetarea pentru USR, Marcel Ciolacu ocupă prima poziție în preferințele alegătorilor, aproape 22%, e urmat de Mircea Gioană, 17,8%, la mică diferență de Elena Lasconi, lidera USR, 16,3%. Surpriză sau nu, candidatul liberal Nicolae Ciucă, în sondajul comandat de Uniunea Salvați România, apare pe a șasea poziție, cu numai 5,9%. De asemenea, vorbim despre un sondaj comandat de USR între 15 și 30 august. Interviul telefonic a fost metoda, iar eșantionul 1793 de persoane cu marjă de eroare plus minus 2,38%. În fine, sociologul Mirel Palada a publicat pe internet un sondaj, Sociopol, în care e prezentat clasamentul candidaților la alegerile prezidențiale. Potrivit acestuia, liderul PSD, Marcel Ciolacu, pe primul loc în preferințele electoratului, e urmat îndeaproape de candidatul AUR, George Simion. Pentru Sociopol, sondajul s-a realizat între 26 august și 3 septembrie. Tot interviul telefonic a fost metoda, eșantionul a ajuns la 1005 persoane și marja de eroare plus minus 3,2%. Dezbatem pe larg, pentru că prima voce care contează, să spunem, ar fi a unui fost consilier prezidențial, domnul Cristian Hrițuc. Și știu sigur că vom ajunge în discuția noastră inclusiv la atacul recent al candidatului Mircea Gioană la adresa unui fost președinte al României. Poate nimeni mai potrivit decât un fost consilier prezidențial. Bună ziua, domnule Hrițuc! Mulțumesc mult pentru prezență! Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație! Și suntem alături de profesorul Andrei Țăranu, care a văzut multe, atât înainte, cât și în timpul și post-alegeri. Domnule profesor, vă salut cu respect. Mulțumesc pentru prezență. Bună ziua! Ce ne arată, domnule Hrițuc? Haideți să o luăm de la bun început. Ce ne arată astăzi sondajele? Care e relevanța, de fapt, în această perioadă a unor sondaje despre care poate am vorbit și acum un an, și acum 6 luni? În primul rând, aici sunt două discuții. Discuția numărul unu, să zicem așa, despre sondaje și ce ne arată ele, așa cum ați întrebat. Dacă ne uităm, vedem că nu sunt încă candidați de sprinși. E un întreg pluton acolo care variază între 12 și 16%. Iar acum, la acest moment, toți sociologii și consultanții partidelor se uită, de fapt, la tendințe. Important în acest moment este tendința. Cine este în creștere, cine este în scădere, pentru a-ți proiecta campania și pentru a vedea care sunt pașii următori. Ca să zic așa, pare ciudat un pic, cifrele contează mai puțin în acest moment. Și o să vă explic foarte simplu. În momentul în care intri într-o campanie și ai un trend descrescător de o perioadă mai lungă de timp, dacă nu reușești
să modifici acel trend, să începi să intri pe o creștere și dacă nu reușești să-l modifici repede, atunci poți să fii sigur că peste 2 săptămâni, peste 3 săptămâni, sondajul va arăta cifre mai mici. De aceea, eu știu că e o atracție și în România oarecum e o fetișizare a sondajelor și ne uităm după sondaje, dar la acest moment contează mai puțin cifrele și mai mult trendurile și o să vedeți că în 2 săptămâni sau 3 săptămâni s-ar putea să vedeți diferențe considerabile față de sondaj. Și încă o mică remarcă, ziceam că sunt 2 discuții pe sondaj. Da. Românii se vor uita la sondaje de acum înainte, dar eu fac o recomandare, mai ales că avem proaspăt în minte campania din locale când s-a manipulat extraordinar de mult pe sondaj. Eu aș face o simplă recomandare. Românii să intre pe site-urile caselor de sondaje și să vadă istoric. Cine își prezintă istoric și să compare cu rezultatele de vot. Și doar acele sondaje să le integreze și în mintea lor să se uite la ele. Pentru că vor fi în această campanie și foarte multe manipulări, mai ales că scorul este atât de strâns între candidații de care se bat pentru locul 2. Corect. Și de reținut, poate, pentru fiecare dintre noi, ca cetățean, ca alegător, domnule profesor Țoranu, deci aș putea reține, domn profesor, în această perioadă, să fiu atent la sondaje, dar să am mare grijă, pentru că e exact perioada propice în care pot fi influențat de trenduri, ce spunea domnul Hrițu? Da, fără discuții. Trendurile sunt fundamentale în acest moment și de ce? Pentru că așa cum am văzut, domnul Frițuc, toate casele de sondaje serioase arată că există un pluton condus de domnul Ciolacu și terminat cu doamna Șoșoacă, care sunt aproximativ în zona de eroare. Diferența între ei este de 2, maximum 3%. Ori în condițiile astea, atunci când va începe, să-i spunem, decelarea între ei, o parte din electorat va tinde să se ducă înspre cel care este perceput ca fiind câștigător. Așa zisul sistem de bandwagon. Nu? Lumea se duce înspre cel care este perceput ca fiind câștigător, nu neapărat pentru a obține ceva, ci pentru a fi alături de câștigător. Totdeauna e mai bine să fii în vagonul cu muzica, ca asta înseamnă bandwagon, decât în vagoanele anodine ale restului trenului. De aici, dacă vreți, încercarea asta pe care o fac diverse case de sondare, de a manipula, să-i spunem, datele, astfel încât să construiască acest sentiment, tocmai pentru că, repet, lucrurile sunt așa cum sunt, adică cei 4-5 candidați sunt foarte aproape unii de alții. În al doilea rând, avem aici un lucru probabil interesant, pentru că aproape toți candidații sunt despărțiți de partidele pe care le reprezintă. Înainte, nu scria PSD egal cu tare, PNL egal cu tare. De când observați, în acest moment, practic, partidele sunt scoase de joc. Avem doar candidaturi independente, puneți între ghilimele, ăsta este și sindromul generat de domnul Cioamă, deși rolul partidelor va fi fundamental în momentul votului. Adică partidele mari, și le știm, vor avea capacitatea să își mobilizeze electoratul, să se ducă în bazinele lor electorale, primarii, președinții de consilii județeni și chiar câteodată să facă presiuni pentru a scoate oamenii la vot, ceea ce un independent sau cineva cu un partid mic nu poate să facă. Sigur, un partid mic diferit este UDMR-ul, care are un electorat țintă și care în sondajele prezentate de dumneavoastră are 3%, dar exact, Știm că va face mult mai mult decât 3%, pentru că populația maghiară în România este mult mai mare. O luăm concret și spuneam, domnule profesor Țăranu, domnule Hrițuc, despre aparența că a fost parcă săptămâna cea mai activă, așa, apropo de intrare în cursă oficială, gafe, atacuri, replici.
invers cronologic o voi lua, pentru că cel mai recent ar fi, domnule Hrițuc, poate, cea mai recentă ar fi poate referirea independentului Mircea Geoană la fostul președinte Traian Băsescu. Nu ar, am observat declarația dintr-un interviu pentru o altă televiziune, nu s-ar lăsa consiliat în ideea generală de cineva cu o degradare biologică, adică Traian Băsescu. Vă rog să analizați momentul. Da, da. Chiar dacă sunt subiectiv, o să încerc să fiu cât mai obiectiv. În politică, de multe ori, bunul simț e lăsat deoparte. Sunt tactici care unii oameni politici le agrează de a ieși un pic din limita bunului simț, de a șoca, de a sparge rutina, ca să zic așa, pentru a atrage atenție. Dar și aici sunt niște linii roșii. Iar a ataca un fost președinte, un om politic, sau a ataca orice persoană pe calități fizice, pe defecte fizice sau pe starea de sănătate, din punctul meu de vedere și din punctul multora de vedere, este o linie roșie de netrecut. Am văzut și eu și Mircea Geoană s-a corectat abia când moderatorul a atras atenția și a încercat să mute discuția. Din punctul meu de vedere, este o gafă enormă și o gafă care arată și câteva trăsături de caracter ale candidatului Mircea Geoană. Arată o frustrare că n-a reușit să treacă de înfrângerea din 2009 și, așa cum am și scris, arată și, și poate toate astea converg și spre faptul că și-a făcut un adversar, și-a băgat un joc în adversar, un adversar mult, mult mai dur decât el, pentru că Traian Băsescu are mult mai mult mult mai multă apetență spre verb, este un tip mult mai natural, cu un discurs mult mai natural și cu un discurs mult mai agresiv decât poate Mircea Geoană, și a făcut un adversar din Traian Băsescu, care Traian Băsescu nu are nicio miză în aceste alegeri. Și mai mult, știți, întotdeauna în politică mai sunt și chestii care nu sunt spuse. Traian Băsescu mai tot timpul a procedat instituțional și s-a ferit să vorbească sau să spună multe chestii pe care le-a aflat prin natura funcției. Și eu cred că domnul Mircea Geoană ar trebui să-și ceară scuze efectiv ca să nu-l provoace pe Traian Băsescu, care să intre cu adevărat și să își facă o țintă din Mircea Geoană în această campanie. Domnule profesor Săranu, Nicolae Ciucă, se încheie săptămâna cu Congresul Liberalilor. Vom avea, practic, parte poate de o formalitate, dar devine oficial candidat în urma, probabil, votului delegaților. Ce înseamnă astăzi, Nicolae Ciucă? O carte lansată și vă rog să vă referiți, poate, la succesul, măcar în această cheie, îi aduce sau nu puncte? Și o curiozitate a noastră, pe cine are în vizor Nicolae Ciucă la nivel de discurs când vine vorba de adversari? Pentru că în ultimele zile pare că e doar un ping-pong între domnul Ciucă și doamna Lasconi. Vă rog. Bine, cu doamna Lasconi, relația domnului Ciucă este ambiguă. Pe de o parte, și-ar dori o aliată, pe de altă parte, e clar că pescuiesc în același bazin electoral, să-i spunem așa, în același butoi, și de asta se simt cenați unii de alții. În al doilea rând, doamna Lasconi, în toate sondajele pe care le-ați văzut, nu doar pe cele pe care le-ați prezentat, are totuși încă o formulă predominantă față de domnul Ciucă și din acest motiv domnul Ciucă încearcă să recupereze pe baza electoratului care este încă foarte dispersat pentru USR. E adevărat, și PNL și USR în acest moment, dacă ne uităm, vorbesc despre electoratul dreptei, dar n-ar putea să-l arate cu degetul. Adică să spun, electoratul meu este X categorie socială sau zonă de vârstă. Ce pur și simplu e o sintagmă așa pe care o folosesc încă de la începutul anilor 2000 și care s-a erodat încât a dispărut de-a dreptul.
De aici, dacă vreți, relația ciudată cu doamna Lasconi. Pe de altă parte, alți vectori secundari de imagine, domnul Rareș Bogdan, vorbesc de o alianță cu USR-ul dacă domnul Ciucă va ajunge președinte. Să-l și credem. Aici apare, dacă vreți, mă rog, încă nu putem să spunem hop. Încă n-am ajuns la momentul în care să vedem sfârșitul tendințelor electorale. Nu putem să spunem nimic, îi dorim succes sau dorim succes tuturor. Însă în ceea ce privește cealaltă formulă, e clar că domnul Ciucă va trebui mai repede sau mai târziu să se răfuiască și cu domnul Ciolacu. Și aici nu-i va fi atât de ușor, pentru că, pe de o parte, structura dură, nucleul dur al partidului IOCR, domnul Fighiar Tău și alții, Florin Roman, pe de altă parte, ei și-ar dori, mă refer la cei de la PNL, ca după aceste alegeri, oricare ar fi situația, PNL-ul să se regăsească la guvernare în formula stabilității de astăzi. Mm-hmm. Înțeleg. Ăsta e motivul pentru care, pentru domnul Ciucă, care din nefericire n-are experiența politică, experiență politică la negocierii și de a avea, să-i spunem, cuvintele la el, astfel încât să transforme o realitate în contrariul ei, cred că îi va fi foarte greu. Asta se vede, ca să încep sau să termin cu prima dumneavoastră întrebare, și în cartea pe care tocmai au scos-o și în care sunt câteva naivități incredibile, incredibile pentru o persoană care nu este totuși general al armatei române, care a avut experiențe de viață pe care puțini oameni teoretic le-au avut de decursul existenței lor. În acest caz, poate nu întâmplător, domnule Hrițuc, am lăsat numele Marcel Ciolacu pronunțat al patrulea chiar. E pe un culor favorabil sau nu, domnule Hrițuc, actualul lider al PSD, momentan, în sensul în care nu vedem că e neapărat atacat? Da? Nu a intrat, cum spunea domn profesor Țăranu, în răfuială. Absolut. Marcel Ciolacu, până la urmă, ca să zic așa, indiferent de ce arată sondajele, acum are prima șansă de a ajunge în turul 2. Nu vorbim acum de câștigarea președinției. Are prima șansă de a ajunge în turul 2 și uitați-vă, vă rog, pe istoricul alegerilor, uitați-vă că PSD în continuare este cel mai mare partid din România și Marcel Ciolacu este premier, are resursă logistică și are un tu față de alți candidați, a reușit să scoată PSD-ul din zona în care enerva puternic electoratul de dreapta. Uh-huh. PSD-ul nu mai enervează așa cum enerva PSD-ul lui Dragnea. Și, din punctul meu de vedere, Marcel Ciolacu va ajunge în turul 2. De acolo încolo e altă discuție. E altă discuție dacă va putea să câștige. Dar, repet, are un partid enorm în spate, structuri enorme, un partid motivat, trebuie să spunem și asta, spre deosebire de alte partide care au o motivație mult mai mică pentru că văd scorul din sondaje ale propriilor candidați. Corect. Și are și o experiență politică foarte mare și îl vedem cum s-a mișcat în zona politică în ultimii ani. A reușit să pedaleze și au ieșit cam toate jocurile. Iar PSD-ul, dacă mă uit bine, cred că are cel mai mare scor în locale acum din ultimii 10 ani. Domnule Hrițuc, plusez în acest caz așa în chip de concluzie. Care e, în opinia dumneavoastră, marea problemă a lui Marcel Ciolacu? Sau pentru marea Marcel Ciolacu? Marea problemă e, dacă ne uităm pe istoric, tot în vedem că românii nu prea votează un candidat al PSD-ului în turul 2, că există o forță mai mare de un electorat care preferă un candidat al dreptei. A doua mare vulnerabilitate a lui Marcel Ciolacu este faptul că este
premier în funcție, și lucru care îi aduce un avantaj, dar poate să-i aducă și o mare vulnerabilitate, pentru că oricând poate să apară o lebădă neagră. Doamne ferește, un accident. Am văzut acum vreo 10 ani în Spania sau 15 ani un premier care era cotat primul sondaj, s-a întâmplat o tragedie acolo și a pierdut o diferență considerabilă. Da. Poate să mai scoată din efectul faptului că se înrăutățesc lucrurile în nivelul de trai al românilor în anumite momente, mai ales toamna, iarna, sunt astfel de momente. Deci, iar plus, gândiți-vă că cel mai mult îi lipsește partea aia de profil de prezidențiabil, de om care poate intra cu fruntea sus în orice cancelarie străină și să reprezinte cu adevărat România. Cam astea sunt principalele. Și e și candidatul, da, care a mărturisit săptămâna aceasta cursurile la engleză, să nu le spunem meditații, pe care le-ar face, dar și la economie. Evident, același premier. În două minute, domnule profesor Săranu, mai scoatem un nume la tablă. George Simion. Găsiți că e mai puțin vizibil în ultima perioadă, față poate de acum o lună, domnule profesor, că s-ar putea să fi devenit ușor agent imobiliar decât prezidențiabil? Da, cum îți spun, ideea aia cu agentul imobiliar din punct de vedere al strângerii de semnături este o idee foarte bună. Dar ar fi trebuit să continue, dacă tot a apucat pe această linie populistă, făcând declarații mai mult decât ciudate, nu doar de apartamente legate de dispariția dobânzilor la bănci și așa mai departe, ar fi trebuit să continue pe această linie dacă vrea să rămână în atenție. Marea problemă a domnului Simion și aur, de fapt, a partidului, este că ei au intrat într-o linie de moderare. Odată intrați în familia europeană a conservatorilor, nu își mai pot permite toate formele radicale pe care le aveau până în momentul ăsta. Iar contracandidatul, mă refer la Diana Șoșoacă și la SOS, își permit, ba din contră, observați că au devenit și mai vocali în ultima vreme, de unde senzația sau și unele sondaje în care doamna Șoșoacă deja îl depășește pe George Simion. Și probabil că această tendință va continua, tocmai pentru că domnul Simion nu prea are ce să spună altceva decât vechile cuvinte pe care le spunea în timpul pandemiei, doar că pandemia s-a terminat. Vine o toamnă nu grea, distinși domn, ci interesantă cel puțin. Vă mulțumesc mult pentru analiza din jurnal, domnul Cristian Hrițuc, domnul profesor Andrei Țăranu, am zis gafe, atacuri și sondaje, calcule și derapaje. Noi vom fi tot aici pentru a observa cum joacă fiecare candidat.